Urmează un mesaj de cercetare. Avem un text din Galateni, capitolul 5. Versetul 13. Și pentru că l-avem și pe ecran, aș vrea să-l recităm cu toți. Rar, respectând punctuația, un singur verset. Să începem. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Amin. Domnul să vorbească minții noastre, să pătrundă în inima noastră și să plecăm mai buni de cum am venit. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș dori să vorbesc despre slobozenia creștină. Ce înseamnă când Apostolul Pavel spune ați fost chemați la slobozenie, dar să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Această epistolă a lui Pavel către frații din Galatia se pare că a fost prima scrisă de apostol. A scris cumva obligat de o problemă constantă la începutul bisericii și care afecta viața credincioșilor. În ce direcție trebuia să ia creștinismul? Trebuia să se desprindă de iudaism? Hristos a venit cu un alt mesaj, altă învățătură, altă direcție. Și prima întâlnire a bisericii, un fel de conciliu, sinod, a fost deschisă în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. Și acolo apostolul Pavel, împreună cu ceilalți apostoli, clarifică un principiu esențial. Că mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă nu este prin fapte, ci prin credința în Iisus Hristos, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și apoi acest mesaj a fost trimis la toate bisericile. Pavel obișnuia să viziteze bisericile, un lucru foarte bun de altfel. Și ajunge și în Colose, și în Galatia, și observă că ceea ce biserica a susținut nu se trăia. În interiorul bisericii erau legaliștii, adică cei care insistau că mântuirea trebuie să țină cont de faptele legii. Încă legea era prezentă în mentalitatea, în gândirea lor. Și de aceea scrie câteva epistole cu această temă. Ce observă el? Că creștinii în biserici trăiau la mai multe niveluri sau trepte, stadii de credință. Cum e normal, nu devii dintr-o dată matur, ai câteva etape de parcurs. Și când scrie celor din Galatia, vede acest lucru, la fel și în Corint. Am să revin la aceasta. Și eu aș vrea să vorbesc astăzi despre trei niveluri, trei trepte ale vieții creștine. Scopul este să ne cercetăm, începând cu mine, să vedem astăzi la ce nivel sunt. Mă bazez pe ceea ce Apostolul Pavel a scris și alți apostole lui Hristos.
Și iată care sunt cele trei niveluri. Primul nivel, mai de jos, se numește nivelul firii, nivelul firii pământești. Se referă la nivelul impulsului natural, imediat. Pavel observă că în biserică există creștini care și după ani de zile de credință trăiau tot impulsionați, motivați de firea lor. Și pomenește des despre aceasta, de exemplu, aici în versetul 13 scrie: nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Apoi în versetul 19 la fel vorbește despre faptele firii, capitolul 6, versetul 9 vorbește despre cine seamănă în fire. La ce se referă aceasta? Firea aici se referă la natura noastră umană. Natura noastră așa e creată de Dumnezeu să trăiască din instincte, da? Și nu numai. Și unii creștini, după ce au devenit membri în biserică, nu s-au schimbat radical. Au avut aceleași apucături, cum spunem în România, adică aceleași inclinații. În loc să se vadă că ei s-au maturizat, tot la fire au rămas. Aceasta e o mentalitate foarte periculoasă, care s-a găsit în biserica din Galatia. Și ce făceau acești creștini? Ei spuneau așa: Hristos ne-a făcut liberi, da, dar ei trăiau la limita slobozeniei. Adică mereu cădeau în anumite păcate. Se vedea că nu e o eliberare totală a Duhului lui Dumnezeu. Și Pavel înșiră niște păcate și aici în Epistola către Galateni, în Coloseni, în 1 Corinteni, lista era destul de descurajantă. De exemplu, aproape toate păcatele pe care le vede Apostolul Pavel făcute de acești creștini firești sunt ori în zona sexuală, ori în zona relațiilor. Da? De aceea el pomenește despre curvie, despre necurăție, despre desfrânare. Iar în zona relațiilor, despre certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, invidii între credincioși. Deci vorbim aici despre creștini din biserică. E un nivelul cel mai de jos al vieții creștine. Nu vreau să spună nici Apostolul Pavel, nici eu, că ei nu ar fi creștini. Dacă ei au crezut în Hristos, e un semn bun, mărturisesc, dar trebuie să se vadă aceasta și în viața lor. Și Pavel observa: voi ați rămas, zice, ca la început, niște creștini imaturi, sunteți conduși de simțăminte. Ăsta e nivelul. Ce-ți vine, aceea faci, aceea spui. Adică experiențele tale sunt standardul tău. Aș vrea să vă dau două, trei caracteristici, exemple de ce înseamnă să fii un creștin firesc. 1. Creștinii firești sunt dominați de dorințe imediate. Da, adică, cum spuneam, ce îi vine, aceea spune și face, ei nu suportă hrana tare, nici nu pot asculta predici de genul ăsta. Ei acum cu mintea în altă parte. Ei nici nu vor să iasă din zona lor. Poate chiar acum e pe internet
se gândește ce va face săptămâna viitoare, când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește, când noi ne închinăm, ne rugăm, ei nu participă, nu trec de la un nivel. Sunt blocați, încremeniți într-un sistem religios, fără viață. Și când îi confrunți și îi spui, mai crești, mai maturizează-te, de ce vrei să faci asta? De ce faci asta? Că așa vreau eu. Mă, primești des răspunsul acesta. Așa îmi vine. Apoi, acești creștini firești cad des în păcat, în păcate. Cad des, ușor în ispite, mai ales în păcatele imoralității sexuale și a relațiilor întrerupte. Sunt firești pentru că sunt dominați de instinctele firii. Să vă dau câteva exemple din Corint, nu din Galatia. Dacă veți citi epistola aceasta, veți vedea că Apostolul Pavel are probleme cu ei, deși se lăudau că au avut experiențe deosebite. Deci faptul că ai avut o experiență în viața ta sau din când în când, nu garantează că nu mai ești firesc. Experiențele nu consolidează credința, experiențele încep, poate validează din când în când, dar trebuie să treci la alt nivel. În Corint, de exemplu, ce făceau cei din Corint? Se lăudau cu cine i-au botezat. Deci așa cum ne-am întâlnit noi, am dat mâna, pe tine cine te-a botezat? Pe tine cine? E un act firesc, mi se pare, să te lauzi cu cel care te botezat, de parcă ar avea vreun efect asupra vieții tale spirituale. La terminare să nu întrebați pe mine cine m-a botezat. Da. Sau nu făceau distinția între, atenție, între abilitatea naturală și darul duhovnicesc. Confundau ce ți-a dat Dumnezeu natural, anumite talente, virtuți, cu darurile duhovnicești. Iarăși, semn de imaturitate. Cum să vă ilustrez aceasta? Vă spun ce am auzit și eu. Despre cineva, am întrebat despre o persoană pe care o cunoșteam în România și mi-a spus că s-a pocăit. Oh, și cel care îmi povestea zice, am auzit despre el că s-a pocăit, era cu oameni de afaceri și l-a sunat într-o zi. Auzi, am auzit că ai primit pocăința. Da, a zis el. Și de atunci să știi că nu lipsesc la nicio slujbă, la biserică. Ce frumos, spune prietenul lui. Și să știi că n-am mai pus țigară în gură. Bun. Și n-am mai băut foarte bine. Și prietenul care îmi povestea și-a amintit că acesta care s-a pocăit îi datora o sumă mare de bani. Au făcut o afacere împreună și nu i-a mai returnat banii. Și i-a spus, auzi, acum că te-ai pocăit, presupun că îmi vei returna și datoria. La care a primit răspunsul creștinului firesc. Ascultă, business-ul nu are nimic de a face cu pocăința. Pocăința e pocăință, afacerea e afacere. Cam asta e gândirea unora. Nu reușesc să crească, să că ei reprezintă deja o altă abordare, o altă gândire. Dar la nivelul acesta, vedeți, apar tot felul de relații rupte, apar foarte des păcate din trecut, apar depresii spirituale nejustificate. Eu sunt profesor. Și trebuie să vă mărturisesc cu strângere de inimă că aproape în fiecare an de când sunt profesor am avut studenți care au plagiat, care au copiat. Toți erau de noștri creștini, botezați. Cum e posibil? Nu făceau distinția.
să-și rezolve un examen și prezentau lucrări luate de pe internet. Nici măcar fonturile nu le schimbau unii. Deci, creștinii firești, mai am încă ceva despre ei. Eu le spun toate acestea ca să ne cercetăm, să vedem. Poate unii vă regăsiți aici. Și dacă nu, întrebați pe cei apropiați care vă iubesc, voi, tu la ce nivel ești? Să-și spună părerea. E o ocazie foarte bună. După predică. Creștinii firești sunt înclinați spre individualism. Mereu vorbesc despre ei înșiși, despre realizările lor. Nu dau socoteală nimănui, fug de responsabilități, nu acceptă autoritate spirituală peste ei, pentru că îi mână dorințele imediate. El vrea totdeauna toată atenția, cere mult, oferă puțin, cere atenție, vrea mereu să o primească, acuză și nu știe să piardă, se plânge în loc să caute soluții, argumentează în loc să acționeze. Asta înseamnă să trăiești la nivelul firii, a dorințelor primare, firești, neconvertite. Aproape totul trece prin filtrul egoismului. Și acum vreau să te întreb, nu cumva ești doar la acest nivel astăzi? Poate chiar acum te gândești, vai, ce bine îl caracterizează pe Cutare. Deja probabil ai câteva imagini. Dar nici prin gând nu-ți trece că tu ești acela. Așa cum lui David nu i-a trecut prin gând când a venit Nathan să-l confrunte și a spus povestea aceea, știți, da? Că tu ești omul acela. Pentru oamenii firești există un blocaj. Ce paralelă să găsesc? Toate mașinile moderne au senzori. Știți, se aprind senzori în bord, dacă n-ai ulei, dacă se întâmplă ceva, ne ajută mult. Unii nu trăiesc la acest nivel. Încă au mașini vechi, știți, fără senzori. Numai brusc oprește mașina. Nu știe despre ce e vorba. Cam așa sunt unii creștini. N-au senzorii Duhului deloc în ei. Se blochează viața lor, îi blochează pe alții. Pentru aceștia, Hristos spunea că ei, nu doar că nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, dar problema e că îi blochează și pe alții să intre. Pentru că prezintă o religie a firii. Eu sper că nu ești aici. Dar mi-am făcut datoria. Cum Pavel scrie, mai ales celor din Corint, vă amintiți, nu? Vă citesc eu din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul celorlalți oameni? Adică, Pavel spune, nu văd nicio deosebire între cel care a fost înainte și care ești acum. Dacă mă uit la unul din lume, nu văd diferența când mă uit la tine. E foarte trist. E foarte trist. Și ca păstor de zeci de ani acum, am avut în bisericile mele acești creștini firești. Mi-a fost greu cu ei și mă descurajau. Și chiar primeam semnale din afară. Și ceilalți păstori știu despre ce vorbesc. Te doare. Ăla-i membru la tine, ea e membra. Știu cine-i. Vrei să spun cine-i? Nu ne place să auzim astfel de povești, dar despre ei este vorba. Bun, dar nu stau prea mult aici, că sunteți puțini care... Cei mai mulți, să știți că intră în categoria a doua. Sunteți curioși, știu și eu. Majoritatea au făcut un efort să treacă de la acest nivel al firii.
Încep să citească Scriptura, vin la biserică, participă. Pavel vorbește acum de al doilea nivel, numit nivelul regulilor. El spune ceva mai nuanțat, nivelul faptelor legii. Așa vorbește. Adică sunt credincioși, își trăiesc viața de credință, dar au depășit stadiul firii și au ajuns la stadiul faptelor legii, care legea știți că e plină de reguli. De aceea spune el în capitolul 3, versetul 3 din Galateni, că ați început prin Duhul și acum vreți să sfârșiți în firea pământească? Sau versetul 21 din capitolul 4, e, foarte bine punctează aici Pavel, voi zice care, 4:21, voi care voiți să fiți sub lege. Despre cine e vorba? Sigur, în Galatea erau grupări, erau și în alte biseci, țineți, evrei care au devenit creștini. Când evreu a devenit creștin, a dus bagajele cu el. Nu au înțeles toți evreii că viața creștină se trăiește prin har, nu prin lege. Și au început să impună reguli, datini, obiceiuri creștinilor care erau în biserică. Aceștia se numeau iudaizatori. Și ce făceau acești legaliști? Spuneam așa, auzi, tu trebuie să trăiești curat, da? Bun. Dar fără reguli, vei trăi fără limite. De aceea trebuie să accepți legea, regulile. Și problema era că ei, aceștia, impuneau anumite reguli prin selecție naturală. Asta merge, asta nu merge, asta. Fiecare decidea pentru el. Și aceștia puneau presiune pe creștinii care poate veneau dintre neamuri, erau la început. Și Pavel spune, această abordare nu e a lui Hristos, nu e corectă. Ceea ce te motivează să fii creștin nu sunt regulile, ci dragostea. Dar aceștia tot cu reguli după ei. Îi știți în bisericile voastre? Vedeți că nu vorbesc de biserica asta. Că și eu am trecut. În toate bisericile sunt. Mă exasperează uneori. Și nu e ușor să le explici că ei nu sunt bine, nu sunt la un nivel corect. De aceea Pavel spune, acest nivel al faptelor, al regulilor, produce doar un sentiment de datorie. E bun, să fie clar. E bine să ai și dorințe bune, dar e bine să ai și datorie. Adică îți faci datoria de creștin. Nu? Vii la biserică, faci partea ta, dărnicia, te implici, e bine. Ce poate să meargă rău aici? Problema, spune Pavel, este că v-ați pierdut bucuria slobozeniei în Hristos. Bucuria trăirii libere în Hristos. De aceea Pavel intervine. Cam cum arătau aceștia? Galateni 3:2 punctează Pavel foarte bine. Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul Sfânt, ori prin auzirea credinței. Pavel, adică, contrastează motivația. Voi sunteți motivați de faptele legii sau de Duhul lui Dumnezeu din voi? Aceasta face toată diferența în viața creștină. Pentru că te uiți la aceștia care trăiesc doar la nivelul datoriei, la nivelul regulilor, și cuvântul lor de ordine este conștiinciozitatea, nu credincioșia.
Conștiinciozitatea uneori omoară libertatea. Te blochezi în sistem, iarăși, plin de reguli în jurul tău și nu numai atât, mai pui și tu ceva reguli. De aceea, cum recunoști că ești la acest nivel? 1. Trăiești dominat de reguli. Faci tot ceea ce faci pentru că e datorie. Te întreabă cineva cum ești. Da, îmi fac datoria. Ca și cum i-a spune soției, draga mea, stau cu tine din datorie. Ea ce ar vrea să afle de la mine? Asta? Nu vreau să-mi cal legământul? Am semnat. Stau cu tine pentru că am semnat. Ea vrea să audă, draga mea, stau cu tine pentru că te iubesc. Nu pentru că e datorie. Deci clar că datoria este sub dragoste. Dar sunt creștini obsedați de datorie, obsedați de reguli. Și au ajuns să-și trăiască viața creștină doar conform unor reguli. Practic, ei nu s-au desprins total de lege. Și când apare o problemă în relații, aplică legea, nu mila, nu harul. Frate, așa scrie, articolul cu tare spune așa. De obicei, aceștia au și Biblia în geantă, dar au și statutul cultului și mărturisirea de credință. Da, okay. De ăștia să vă feriți. Dar mai este ceva. Un om la acest nivel al legii, al regulilor, are tendința de a impune opinia lui celorlalți. Deci nu doar că el le ține, nu e treaba lui, dar vrea să le impună celorlalți. Și aici apare cuvântul legalism. Că toți respectăm legea țării, avem legea cugetului, avem legea lui Dumnezeu, dar când legea se transformă în legalism, când strangulează libertatea, slobozenia în Hristos, când devine o religie a sinelui, când tu cauți să devii standard pentru ceilalți și le impui ce crezi tu. Și există această fază avansată când tu stabilești standardul pentru coduri de conduită morală. E ca și cum l-ai confundat pe Dumnezeu cu cugetul tău. Mie așa îmi spune cugetul și tot timpul apelez la asta. Nu zici, să văd ce zice Duhul. Duhul și cuvântul conlucrează și dau viață. Tu, cugetul. Bisericile și atunci s-au împânzit de acești legaliști și foloseau aceste reguli ca să controleze viața bisericii. Greu să lupți cu ei. Și Iisus a avut de luptă cu ei. Vă amintiți? Matei 23, numai dacă citiți, când Iisus vorbește împotriva fariseilor și saducheilor, care erau, rețineți, cei mai religioși din Israel atunci. Ei nu erau oricine, erau oameni culți, mulți dintre farisei știau legea, au legi pe de rost. Dar Iisus nu are niciun cuvânt bun pentru ei, pentru acea categorie de farisei, duplicitari, fățarnici. Și în Marcu 7, Iisus îi spune că, uitați ce problemă aveți, dar din pricina datinilor pe care voi le susțineți, ați desființat cuvântul lui Dumnezeu. De două ori spune Iisus asta. Ați desființat cuvântul. Adică nici nu vă interesează spiritul cuvântului, spiritul legii. Ați scos Duhul afară și ați rămas cu legea goală, aridă. Pavel s-a luptat la nesfârșit cu ei. În Coloseni 2,
El zice, fraților, nu vă mai plecați, nu mai cedați la ăștia care tot timpul sunt după voi cu nu-urile. Sindromul negativist, nu lua, nu gusta, nu face. Noi niciodată n-am făcut asta. Nu, nu, nu. Aproape că n-auzi de la ei, da, se poate și altfel. Hai să încercăm, hai să inovăm. Duhul m-a inspirat, hai să vedem ce e de făcut. E groaznic să trăiești lângă aceștia și cu aceștia. Unii dintre voi aveți în casele voastre. Și îmi pare rău să spun, dar toate statisticile care se fac, sondajele printre tinerii de astăzi, care nu mai sunt în biserică, au pus ca motiv principal de ce nu mai sunt în biserică, pe primul loc, ipocrizia părinților. L-au văzut pe părinte, unul în casă, altul la biserică, altul afară. Părinți care încă nu s-au desprins să înțeleagă că și casa lor trebuie să fie îmbibată de har și impun reguli, dar nici ei nu le respectă. E un nivel care golește bisericile, golește familiile. Să trăiești tot timpul la nivelul acesta. Să n-ai nimic pozitiv, bun și creativ. Să umbli tot după ceilalți, dacă respectă sau nu legea. Bun, întrebarea este, nu cumva ești tu omul acela? Nu cumva judeci repede și ierți greu? Știți cum arată acești creștini? Încruntați tot timpul. Nici în biserică ei nu se pot bucura. Încruntați tot timpul. Pe stradă, în biserică, acasă. Nu cumva să greșească. Ori viața creștină nu este doar atât să nu greșesc. Da, să fim sfinți, curați. Dar eu nu vreau să trăiesc la acest nivel. Recunosc că și am trăit într-o biserică când eram mai mic și apoi tinerel așa, în care numai reguli erau acolo. Frați care stăteau la ușa bisericii să-ți măsoare lungimea părului și a perciunilor și a fustei. Erau cu metru acolo. Toată generația aceea de tineri nu mai este în biserică. S-a dat un semnal greșit. Creștinismul nu înseamnă și datorie, că îți faci partea ta, dar dacă faci un anumit lucru, motivația nu trebuie să fie legea, ci harul. Și asta se învață greu. Și de aceea vă propun al treilea nivel. Nivelul firii, nivelul regulilor. Și exact despre asta vorbește Pavel aici. De aceea această epistolă e așa de importantă. E prima scrisă de Pavel, pentru că a vrut să clarifice creștinilor. Fraților, voi n-ați înțeles că ați fost chemați la slobozenie? Deci, nivelul al treilea este nivelul slobozeniei, nivelul libertății în Hristos. Rețineți, vă rog, că și dorințele noastre uneori sunt bune și trebuie să le avem. Și datoria pe care o facem într-un anumit cadru e necesară. Dar miezul vieții creștine nu este nici dorințele, nici datoria, ci dragostea. Și asta vrem să vedem la noi slujitorii. Asta vrem să vedem în casele voastre. Nivelul dorințelor, nivelul firii, aduce foarte puține împliniri. Nivelul legii al datoriei produce mai multă automulțumire. Este nevoie de un nivel care să mă împlinească,
De aceea, Galateni 4:31, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Și 5:13, textul nostru, voi ați fost chemați la slobozenie? Adică, hai să o pun altfel, Hristos, Domnul în care tu crezi, ți-a procurat, ți-a câștigat această libertate. Nu mai ești rob, ci fiu. Nimeni să nu te mai judece. Cum s-a făcut această tranziție și cum se poate face asta trecerea de la un nivel inferior la acest nivel al slobozeniei și al dragostei creștine? Tu nu poți singur, nici eu nu pot. Nu există niște norme. V-am dat, dacă ar fi pastile, vi le-am dat acum la ieșire. Să treceți la alt nivel. Nu există așa ceva. E un proces, e o luptă, dar nu ești singur. Și Pavel mereu pomenește în Galateni despre Duhul Sfânt. Voi nu puteți, veți rămâne la firea voastră, la lege, dar vă dau o veste bună. Umblați, cârmuiți de Duhul. 5:16. Una este să trăiești datorită Duhului Sfânt pentru care te-a mântuit și alta este să umbli în Duhul. Asta mă interesează. A umbla în Duhul înseamnă să ții pasul cu Duhul Sfânt. Să colaborezi cu El. El să te învețe cum să trăiești. Și roada Duhului Sfânt care urmează în Galateni 5 este exact efectul acestei umblări cu Duhul Sfânt. Și dintr-o dată credința ta ia alt contur, adică ești altul. Capitolul 5, versetul 6. E o expresie foarte frumoasă aici. Da? În Hristos nici tăierea împrejur, nici tăierea împrejur n-au vreun preț. Se referă la un ritual. Nu ritualul, zice, e valoros. Și avem nevoie de ritualuri. Ne facem datoria și astăzi am făcut un ritual, dar nu e, a fost esențial. Știți ce este esențial? Ce-i prețios? Credința care lucrează prin dragoste. Aici venim la miezul creștinismului. Da? Am epuizat bateriile? Da? Vă dați seama ce râvnă am avut. Energie am avut, s-au epuizat bateriile. Îmi mulțumesc. Pentru că acum vine ce e mai important și sper să mă auziți mai bine. Duhul lui Dumnezeu face o schimbare, o trecere, o tranziție de la un nivel la altul, așa cum Domnul Hristos ne-a învățat. Dacă vă uitați la viața Domnului Hristos, El e modelul. Toți evreii ziceau, femeia aceasta păcătoasă trebuie omorâtă cu pietre, conform legii, dar Hristos o iartă. Fiul cel mic a risipit toată averea tatălui și a venit acasă și tatăl l-a primit pentru că i-a fost milă de el. Și fiul cel mare nu înțelege ce este milă. Și spune, l-ai primit pe ăsta care ți-a stricat averea și mie nu mi-ai tăiat niciun vițel. Problema lui era vițelul. Și tatăl îi răspunde, băiete, tot ce am eu este și al tău, dar acest fiu al tău, știi ce s-a întâmplat? A fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Și acum ne bucurăm. Cam așa lucrează harul. Noi ne bucurăm când cineva greșește ca să-l aplicăm legea. Harul lui Dumnezeu
merge la alt nivel. Să știți că nu e ușor nici pentru noi predicatori să trăim la nivelul Harului, că ne vine și nouă de multe ori să ne coborâm pentru scurt timp la nivelul legii. Mi-amintesc de Spurgeon. Charles Spurgeon a fost un mare predicator baptist, secolul XIX. Și împreună cu el, în Londra, mai era un predicator foarte bun pe nume Joseph Parker. Și Spurgeon a condus un orfelinat, printre alte, nu numai biserica, au început un orfelinat și îl supraveghea. Și Parker, odată de la amvon, a criticat condițiile slabe în care trăiau copiii la orfelinatul lui Spurgeon. Și atunci Spurgeon nu s-a putut abține și el a răspuns tot de la amvon și a vorbit împotriva pastorului Parker. Ei, această dispută a ajuns în ziare. Și în următoarea duminică, oamenii curioși s-au dus și au umplut biserica lui Parker să vadă reacția acestea după critica lui Spurgeon. Și acest Joseph Parker s-a ridicat și a spus: am auzit că domnul Spurgeon nu predică duminica aceasta în biserica lui, e plecat, dar aceasta e chiar duminica în care de obicei se făcea colecta pentru orfelinat. De aceea vă sugerez să facem o colectă consistentă, din dragoste, și să o oferim orfelinatului lui Spurgeon. Mulțimea a reacționat incredibil și au strâns, colecta a mers de două ori în sală, atâția bani s-au strâns la inițiativa celui criticat de Spurgeon. A trecut momentul și în zilele următoare Charles Spurgeon, care era un om matur în credință, a bătut la ușa lui Joseph Parker și a spus așa: îți mulțumesc, ce ai făcut tu a fost să practici harul cu mine. Mi-ai dat ce nu meritam, mi-ai dat ce aveam nevoie. Mi-a plăcut combinația asta. Cam așa lucrează harul lui Dumnezeu. Ea încearcă să aplici acest lucru în casa ta. Deci, ce trebuie să vadă toți în jur? Biserică, familie, vecini. O religie, o trăire, o viață creștină care nu s-a oprit la nivelul cugetului. Cugetul nostru e doar un pedagog, da? Cum să-l faci pe copilul tău, de exemplu, să aleagă calea lui Hristos? Îl prezinți pe Hristos și viața lui altfel, în viața ta. Și arăți direcția spre Hristos. Creștinismul se impune. Nu ai cum să impui credința ta copiilor tăi. Trăiește-ți credința și copiii vor alege și credința ta. Trăiește-l pe Hristos și copiii îl vor alege pe Hristos. Că dacă vor alege creștinismul bazat pe lege, pe reguli, vor rămâne acolo. Se poate altfel. Da. Și acesta e mesajul acestei dimineți. Dorința și cu datoria coincid atunci când le faci din dragoste. În harul lui Dumnezeu, ceea ce vrei să faci și ceea ce trebuie să faci sunt unul și același lucru. Trecerea aceasta de la un nivel la altul o face puterea Duhului lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ieși de sub jugul firii și să te lași cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta e decizia acestei dimineți.
la ce nivel vrei să-ți trăiești viața. Dacă vrei la nivelul Duhului, la nivelul dragostei, a harului, a libertății în Hristos, trebuie să ceri ajutorul Duhului în viața ta, să zici, Doamne, începând de astăzi, vreau să las nivelurile, treptele de jos. Știți, viața creștină nu se trăiește pentru imaginea ta înaintea fraților. Că mereu aud asta, ce vor zice frații? Frații zic multe, dar tu nu-ți trăiești viața pe principiul ce vor zice frații, ci ce va zice Hristos. Eu în fața Lui îmi trăiesc viața, eu vreau să-L onorez pe El că mi-a dat o libertate de a trăi, de a gândi, de a mă mișca. Da, e posibil să fac și greșeli, că nu suntem totdeauna perfecți, dar să nu te acuze nimeni că n-ai înțeles cum lucrează Harul Hristos. Și când se uită El la tine, se vadă ceva autentic, originalul, nu o imitație, un rob al legii. Aceasta nu o poți face singur, dar o poți face cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea voința ta trebuie să se subordoneze voinței Duhului. Și când tu decizi aceasta, că e o chestiune de decizie, uite, chiar la o rugăciune astăzi, la final, Duhul te poate elibera de încremenirea în sistem și El va începe să lucreze și îți va controla și instinctele, da? Și cugetul, te va ajuta să te disciplinezi, să trăiești încet ceea ce tânjești, de fapt, o viață liberă în Hristos. Și atunci vei înțelege ce a făcut Hristos pentru tine. Eu cred că numai atunci un creștin înțelege ce a însemnat moartea, învierea și înălțarea lui Hristos. Hristos a murit să te dezlege de robie, să te facă liber. Hristos a înviat să-ți dea o viață nouă. Hristos a înălțat ca să speri, să tânjești și tu după ceva mai mult. Acestui Hristos, Domnul nostru, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.